Bună tuturor celor din Zodia RAC sau care aveți Ascendentul sau luna în Zodia RAC și bine v-am regăsit la citirea generală pentru luna septembrie 2023 și vom începe cu numărul norocos pentru luna aceasta și avem numărul 3 Fii creativ și optimist pentru lucrurile care vor veni și bineînțeles cifra 3 care o să vă poarte noroc în luna septembrie, iar mesajul de la Înger vine cu mai gândește-te. Probabil vreți să acționați într-o anumită situație sau va trebui să vă mai gândiți asupra unor activități sau a unui mod de a acționa într-o anumită direcție. Dacă vă doriți o citire personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere, să-mi lăsați un like sau să vă abonați acestui canal. Să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Bun, haideți să vedem în primul rând care este energia principală pentru prima săptămână din luna septembrie. Și aici avem lumea. Totul va lua o întorsătură neașteptată în viața voastră, se vede foarte clar că veți încheia un capitol, veți spune stop, gata de acum încolo vreau să fac lucrurile diferit puteți intra în contact cu Leu, Taur, Bărsător puteți face un drum mai lung sau puteți avea o legătură sau să comunicați cu cineva din străinătate iar alții dintre voi veți medita foarte mult și chiar veți călători astral să spunem, sau Veți avea o deschidere către, a simți sau să veți simți uh, energii din lumea de dincolo, poate unii dintre voi Și mai avem uh, și un rege de cupe, semne de apă, rac, scorpion, pești uh, Ceea ce înseamnă că ori veți intra în contact cu o, un semn de apă ori veți avea parte de mult mai multă maturitate din toate punctele de vedere și apare o mutare importantă. Aici poate vă, poate vă promite cineva uh, o schimbare pozitivă, o îmbunătățire, o relație de dragoste care se poate îmbunătăți, o, mut, uh, o mutare favorabilă. Mergeți mai departe sau faceți un drum, poate, care vă poate schimba viața. Poate fi vorba și de o sarcină la unii dintre voi, dar mi-apare și un drum, un drum care o să aducă sau faceți un serviciu cuiva sau cineva vă face un serviciu sau drumul acesta aduce ceva benefic în viața voastră ca și cum vă deschide o cale. În a doua săptămână din luna septembrie avem noutăți, puteți întâlni persoane interesante, puteți cocheta cu cineva sau apar diferite personaje care vin cu noroc în viața voastră. Poate vă întâlniți și sufletul pereche unii dintre voi, alții veți primi informații foarte importante legate de locul de muncă, evoluția voastră personală, dar și spirituală, un examen, o situație care să vă aducă foarte mult noroc, da, pentru că apare o surpriză. Și scăpați de energie negative, poate scăpați de magie neagră, poate scăpați unii dintre voi. Vă faceți curățenie, văd foarte multă credință, poate faceți multe drumuri la biserică sau poate pur și simplu vă rugați sau aveți un ajutor divin. Văd și posibilitatea unei negocieri. Este o persoană care vrea să revină în viața voastră și stați de două ori să vă gândiți înainte de a accepta sau nu această persoană iar pe de altă parte poate fi vorba de o colaborare cu cineva care este important pentru voi. În a treia săptămână avem eremitul, poate veți, da, poate veți avea de face cu zodia fecioară sau unei dintre voi, veți căuta răspunsuri mult mai adânc în sufletul vostru semne de foc, apar, berbecle, o săgetător. Veți avea parte de o discuție cu o persoană cu multă experiență într-un anumit domeniu care o să vă călăuzească. Poate fi vorba și de un sprijin financiar pe care îl veți primi în această săptămână. Mai avem și faptul că vedeți sau veți vedea mult mai clar cale pe care vreți să mergeți sau ar trebui să mergeți pentru că până acum ați mers așa în zigzag. Nu ați ajuns la scopul vostru din cauza că ați întâmpinat diferite situații care v-au făcut să bateți pasul pe loc, mi-a pare o sănătate foarte bună, mult noroc în evoluția voastră din orice punct de vedere și veți demasca o persoană sau veți vedea mult mai clar o situație veche pe care ați gândit-o diferit sau total opus de fapt cum era în realitate. Și de aici apare sau vine sentimentul acesta de curiozitate, vreau să știu mai mult, vreau să mi se arate mai mult. Iar în a patra săptămână, într-adevăr, avem această curiozitate, poate intrați în contact și cu semne de aer, geme în balanță, vărsător. Mai întâmpinați pe parcursul lunii septembrie discuții, poate cu o persoană mai tânără decât voi sau neexperimentată, și voi sunteți acolo pentru a îndruma pașii acestei persoane. Sau poate urmați un curs, urmați, vreți să faceți uh, nu știu, ni niște lecții pentru a da un examen, pentru că văd că duceți așa o luptă, încercați să vă atingeți scopul, încercați să ieșiți din probleme puteți intra și într-o discuție în contradictoriu cu o persoană mai, mai întunecată, mai pardon, o persoană mai neîncrezătoare care încearcă să vă deruteze dar veți lupta cu această situație, de aceea o să vă mai gândiți și mergeți pe ceea ce simțiți voi mai mult Pot, poate fi vorba și de o săptămână foarte încărcată din punct de vedere profesional, aveți de face și cu semne de foc, berbec, o săgetător iar aici, în calea voastră, va ieși și o persoană care vă ajută să luați o hotărâre sau să schimbați ceva. Pentru că vine cu un sprijin, poate vine și vă oferă o sumă de bani care vă face un pic traiul mai ușor. Din punct de vedere amoros, faceți un drum sau aveți o discuție cu o persoană care nu se află în apropierea voastră, este la un drum. Vă gândiți la viitor. Se pare că unii dintre voi întâmpinați niște situații mai neplăcute pentru că vă simțiți abandonați sau relația de dragoste nu mai merge ca altă dată. Ați vrea mai multă împlinire sau poate ați vrea să aveți parte de acea discuție în care să înțelegeți ce s-a întâmplat în povestea voastră. Puteți să vedea faceți cu semne de foc, berbecleu săgetător, semne de pământ, sau fecioară capricorn, aici cineva a plecat fără să dea vreun motiv sau și-a schimbat atitudinea sau nu mai este la fel de implicat, implicată în relație cu voi. Dar văd că norocul vă surâde. Scăpați de singurătate, cei dintre voi care sunteți singuri, pentru că luna aceasta vine cu multă siguranță și cu multă implicare în relații de dragoste și văd o reușită pe cupluri să vă cuplați cu cineva să scăpați de singurătate, mai ales cei dintre voi, dacă care sunteți singuri sau sunteți despărțiți, parcă scăpați de această energie, nu mai suferiți atât de mult. Din punct de vedere profesional, apar noi începuturi, ori începeți un proiect personal, ori pur și simplu veți străluci la locul de muncă. Da, magicianul clarificat de magician, se pare că voi veți fi foarte încrezători în tot ceea ce veți face în luna septembrie. Poate chiar aveți idei mărețe sau veți face ce vă doriți de foarte mult timp, ce purtați în suflet sau ce vă este menit, ce vă este dat. Pentru că apar niște contracte, colaborări, promisiuni, legături, angajamente foarte serioase, lucruri care merg bine înainte și văd și foarte multă responsabilitate. Dar se vede clar un contract, o colaborare, niște acte semnate legate de muncă. Pe partea financiară veți sta foarte bine pentru că văd o independență din punctul acesta de vedere, ca și cum nu ați duce lipsă de resurse. Poate în momentul actual vă, vă veți întreba, da, bine, dar eu nu am niciun ban sau eu nu mă descurc abia întrețin casa sau abia întrețin familie, de unde să fiu eu independent sau independentă financiar? De unde vă vine un ajutor? Da, este o situație. În care veți face o alegere, veți semna un contract, veți semna niște acte care aduc beneficii sau vă aduc o sursă de venit și vă veți simți foarte mândri. E o situație necunoscută momentan, dar pe care veți descoperi în luna septembrie. Poate veți face un serviciu cuiva sau cineva este foarte mulțumit de serviciile voastre și o să vă recompenseze. Pe sănătate nu străluciți, mi apar niște probleme uh, poate mai vechi. Cărora nu le-ați dat de cap, pe organele duble, la unii dintre voi, pe relațiile cu copii, mai mi-apare și o perioadă de vindecare sau sunteți voi foarte stresați la începutul lunii pe sănătate, dar dintr-o dată lucrurile se schimbă. Poate este o sarcină aici la unii dintre voi sau probleme de sănătate noi pe care nu le-ați mai întâmpinat și nu știți dacă veți face față acestei greutăți sau aceste încercări. Ba da, depășiți momentul pentru că sunt și anumite semnale false aici pe sănătate. Provocarea vine din partea unei persoane în semn de foc, berebecleu săgetător, o persoană cu două fețe care vă trădează. Veți simți trădarea acestei persoane, nu vă cade bine, nu v-ați fi gândit niciodată dar uh, veți și bloca energia acestei persoane, ca și cum nu vă mai interesează sau e ca și cum era și timpul să se întâmple acest lucru sau demascați o persoană și nu vă vine să credeți, nu v-ați fi așteptat vreodată de la această persoană să vă facă rău. Dar văd că va ajunge într-un punct de asta de disperare și va încerca să se împace cu voi. Iar surpriza vine prin turn. Wow! Ceva se dărâmă. și aduce în viața voastră personaje noi, mi apare energii noi, feminine. Poate veți face cu semne de pământ, taur, fecioară, capricorn, semne de foc, verbe, o săgetător, bârfe, niște bârfe care vor la sfârșit sau ajutor, ajutor din mai multe direcții, întâlniri, văd relații pe rețelele de socializare sau pur și simplu ieșiți în evidență pe o platformă, străluciți, sunteți căutați, dar totul vine pe neașteptate. Apar noi începuturi și conversații noi. Cred că este vorba de o situație la care nu aveți prea mari speranțe sau nu v-ați gândit prea profund. Nu v gândit prea profund sau nu o luați în serios și de toate e ca un bum, așa, o explozie, totul vine abundent către voi. Dragilor, cam atât am înțeamnă, vă să vă spun. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!